Consiliul Local Ploiești a adus noi modificări la regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile care aparțin domeniului public și privat, iar acest lucru a încins spiritele în rândul aleșilor locali. Dacă vă aduceți aminte, această hotărâre a fost modificată pe 4-5 ori în bani. De fiecare dată când a fost modificată, v-am întrebat, domnule președinte, rezolvă problema oamenilor care au construcții la halele centrale? Și dumneavoastră m-ați asigurat că da. Așa de bine și-a rezolvat, și ați reușit și performanța să ajungeți în instanță cu comercianții. În momentul în care încerci să institui o regulă într-un oraș, sunt 98% persoane care sunt mulțumite și mai sunt 2% persoane care sunt nemulțumite, care sunt obligați prin acest regulament să facă anumite investiții și care nu doresc să facă investiții respective. Renunțăm la ideea de modernizare a orașului, că există 2-3 comercianți care nu doresc să se alinieze acestui regulament? De această dată, noile modificări vizează obligativitatea agenților economici de a folosi anumite materiale în momentul în care vor să construiască un chioșc care să fie amplasat pe domeniul public sau privat din Ploiești. Completarea se referă la posibilitatea de a se placa și cu tablă plană vopsită în mediul electrostatic a chioșcurilor, alternativ cu alucobondul cum era în proiectul inițial. Astfel, până la 1 august, chioșcurile de pe domeniul public trebuie să fie noi și să respecte un anumit model și două tipuri de dimensiuni. Acestea vor putea fi realizate atât din panouri de aluminiu, cât și din tablă, cu mențiunea că trebuie respectate dimensiunea și culorile stabilite inițial.